Țineți minte iazul de pe strada Bucovina, filmat săptămâna trecută în campanie electorală după ploaie. Ei bine, în același loc am identificat acum altă problemă. Nu există trotuare. Dacă omul o ia pe aici pe carosabil, nu are vizibilitate. Apare de după un tufar din ăsta și ies în fața unei mașini, poate să trezească pe capotă și să moară pe loc sau să fie schilodit pe viață. Ele existau trotuare în proiect, dar ele sunt inundate de vegetație și impracticabile. Și inaccesibile. De acolo trebuie să intri cumva prin tufe ca să ajungi la trotuar. Trotuarul ăsta duce la Chișinău Arena, mega proiect acela de milioane. Înapoi vii dinspre Megapolis Mall. Și zona devine tot mai populată. Deci e de așteptat ca să înceapă a umbla oameni pe aici. Nu e așa că primăria ar trebui să se ocupe de asta? E adevărat că e marginea capitalei, acolo e deja suburbia Stăuceni, dar și Stăucenii fac parte din municipiu. Și aici încă e administrația sectorului Râșcani, municipiul Chișinău, în urmă e sectorul Ciocana, e capitală, oameni buni. Ce facem? Lăsăm așa ca în junglă? Nu mai spun că asta e ambrozie. Și cam într-o lună o să înceapă să facă polen. Iar polenul de ambrozie face viața chin pentru foarte multe lume. De asta s-a elaborat o lege care interzice sau obligă autoritățile să lupte cu planta asta, cu ambrozia. Cam ca în cazul cânipei șamacului. Așadar, ce plan are primăria Chișinău cu ambrozia de pe strada Bucovinei? Dacă nu o stârpiți la timp, după polen ea o să facă semințe și vântul o să-l împrăștie în tot orașul. Și nu o să puteți scăpa de ea. Dar nici nu e necesar polen de ambrozie. Uitați-vă ce face praful. Glodul ăsta a rămas aici la fundul iazului. Orice mașină care trece pe aici îl ridică în aer. Vântul îl duce în oraș și face o otrăvitoare și insuportabilă viața în capitală deja acum, fără ambrozie. Și aici iată cauza inundației, iată de ce s-a făcut lac. Canalizația pluvială e stupată și nu a venit nimeni să o distupe. Deci la următoarea ploaie așteptați-vă din nou la un lac pe strada Bucovinei. Și pe partea cealaltă probabil e tot așa. Aici pare distupată treaba. Și cineva au aruncat gunoaiele astea. Dar problema nu e rezolvată. Pentru că de aici o să vină alte gunoaie la ploaie și o să astupe din nou grătarul. Și noroiul ăsta care se transformă în praf trebuie urgent adunat și evacuat de pe carosabil. Și vegetația asta trebuie tunsă, că pe aici e periculos să meargă pietoni. Ia să vedem dacă e accesibil trotuarul măcar pe partea asta. Uite și aici gratii. Astea sunt mai rare. Periculoase pentru bicicliști. Dar cui îi pasă? Ăsta e trotuarul. Într-o parte se vede lumină, în altă parte e junglă. Capitală europeană. Mulțumim lui Chertoacă, Urecheanu și acum lui Ceban. Mai la deal găsim
grate înfundate. Dacă ar fi preluat gratele astea o parte din apa de ploaie care vine din deal, nu s-ar fi acumulat în vale, nu s-ar fi bătut aceea din vale. Dar aici probabil e fix granița între sectorul Râșcani și Ciocana. Și de unde gospodari la graniță, că ei n-au grijă nici în centru. Vă rischemăm vreun ONG, vreo biserică să desfunde gratele astea. Să cerem niște fonduri europene, ajutoare rusești sau din Turcia. Unul a ajuns aici cu mașina în timpul inundației Celia. Și aici a rămas mașina. Acum n-are numere de matriculare, n-are nimic. Omul o fi zis, dă un colo de treabă și de mașinuță. Luați-o voi. Ceban, chertoacă, urechean. Mafia!